Două confruntări oficiale cu cea mai galonată formație din handbalul autohton, una în cupă, alta în etapa inaugurală de campionat, a reliefat serioase lacune în jocul de toamnă al gloriei. Lipsa de omogenitate, dar și lipsa unui portar valoros, i-au pus serios pe gânduri pe cei mai infocați suporteri locali. Între cele două eșecuri cu CSM în București a mai fost o victorie cu Rapidul în finala mică, iar Stoleru și compania au adus la Buzău placheta cu locul 3 din Final Four. Rezultatul care a mai atenuat din gustul amar al celei mai dureroase înfrângeri din scurta istoria clubului nu anticipa de fel forma de moment din debutul sezonului. Dacă în semifinala de cupă Cristina Neagu a fost retrasă pe bancă în minutul 39 la postul unui avantaj de 10 goluri, în prima etapă stagională superstarul n-a jucat deloc. O oportunitate excelentă de revanșă după umilința din urmă cu o lună de care buzoencele n-au știut să profite. Prestația până la pauză a fost una realmente lamentabilă. Prima reușită pe tabela a venit aproape de jumătatea reprizei, cât despre media golurilor una neverosimilă, câte unul la fiecare 5 minute. Elevele lui Ovidiu Mihail au câștigat la limită doar în repriza secundă, palidă consolare din moment ce rezultatul final a pus o diferență de 12 puncte între cele două combatante. Deși conducerea clubului a transferat o echipă întreagă, jucătoare numai una și una, decalajul fragil din iarnă dintre bucureștence și trupa din Buzău s-a amplificat considerabil. Dacă cel mai cunoscut număr 8 din lume ar fi lipsit din teren asta iarnă, tigroaicele ar fi plecat cu o înfrângere din sala Romeo Yamandi. După șase luni de pauză, mai vechile handbaliste ale gloriei parcă au uitat jocul, iar noile achiziții sunt departe de a se fi integrat în schema noilor echipe. Nu de alta, dar în câteva săptămâni bat la ușă cupele europene, iar postura de reprezentant a României le obligă pe buzoence la o schimbare urgentă de atitudine.